Acum vom monta. Salutare! Eu sunt Feli și bine ai venit pe canalul meu. Dacă până acum am gătit o felul de nebunii, cred că este timpul și pentru un pește. Astăzi vom face păstră la tigaie, după cum se vede. Este deja eviscerat, este curățat. Îl vom trage la tigaie cu puțin ulei de măsline, sare, piper. Îi vom face un sos foarte simplu din stoc de pește, cu puțină smântână, puțin unt, mărar. Are merge întotdeauna foarte bine cu peștele. Și lămâie opțional, eventual vom vedea dacă vom face. Haideți să vedem ce anume vom face. O rețetă foarte simplă, vedeta o să fie spuma de șofran, o să vedeți, o să vă las și linkul în descriere. Haideți să ne apucăm, haideți să vedem ce și cum vom face. După cum ați văzut, pentru asta vom avea nevoie de pește, păstră, după cum am spus, mărar, morcov, unt, ardei, care vom coace, vedem doar acesta. Aproximativ pentru cât voi face eu, două porții, două, trei porții cât voi face eu, voi pune la cuptor cam 4 ardei, 3-4 ardei, cam așa, care sunt deja la copt. Ceapă, smântână, ulei de măsline, sare, piper. Pentru început vom fileta peștele. Astăzi nu o să vă explic cum am de proceda, nu o să vă explic cum se filetează un pește, pentru că urmează un alt videoclip. Doar o să vă las să vă urmăriți varianta mea cea mai simplă de fileta de pește. Pentru că sunt foarte multe variante. Aceasta mi se pare însă cea mai simplă. Pentru că nu vreau să arunc ce mi-a rămas, o să facem un mic stoc de pește. Și o să-l punem la fiert, punem oasele și resturile, împreună cu 2 morcovei, pe care noi vom curăța pentru că nu are rost. Doar i-am spălat foarte bine, o puțină ceapă și pentru că mi-mi place și arde. Bine, cam ce legume aveți prin casă. De obicei, baza la un stoc atunci când face stoc de legume, stoc de pește, stoc de pui, legumele sunt ceapa, morcovul, țelina, acestea trei sunt baza, dar puteți spune ce legume doriți. Între timp am dat drumul la puțină apă pentru morcovei, o să punem sare, apa bolborosește, vom opări morcovei, între timp vom porționa și fileul de pește, pentru că vrem să arate mai frumos, dar nu înainte de a-i scoate oase. Acum vom porționa peștele, cât mai bine, cât mai frumos. Bineînțeles că aceste bucățele care ne rămân, le mâncăm, nu aruncăm nimic. Între timp stocul de pește și morcovii fierb. Morcovii o să-i mai las foarte puțin, iar stocul de pește îl voi lăsa până aproape de finalul întregii rețete. După ce ne-am spălat tocătorul foarte bine, vom curăța ardeiul copt.
Plus că toată lumea știe să cureți, așa că nu vă voi explica și nu vă voi arăta foarte multe, doar o să-l curăț și revin după. După ce l-am curățat, o să-l mai las la scurs vreo 10-15 minute, fie cât mai puțină zeamă. Pentru că dacă avem foarte multă zeamă, o să iasă un sos și ne dorim sos, vrem iure de ardei. Stocul meu de pește încă fierbe, o să-l reduc aproape la jumate, apoi o să-l strecor. Și pentru că aceasta e tot o preferință de mea, am pus și lămâie să prindă un gust cât mai light de lămâie. Că e șalotă mărunt. Asta o voi folosi la sos. O să pun ceapa la călit. Acum vom începe să facem sos. Vom căli puțin ceapa. Apoi puțină smântână lichidă, o lăsa să scadă, iar după aceea stocul de pește, mărar la final și acesta este sus. O lăsa să scadă puțin, apoi pește. Între timp cât scade smântâna, vom face piureul de ardei copt, în care voi pune încă un drum, sare, și piperalul. Pentru gust foarte puțin ulei de măsline. Și acum voi blenda foarte bine. Piureul se oprește gata. După ce vedem, este mic și foarte consistent, ca foarte gros, ca un piure de cartof. Aia este piure. De obicei se mai poate trece și prin sită, dar eu nu o să mai fac acest lucru pentru că sunt mulțumit de textură. Acum vom continua cu sosul la chele. Stocul de pește a fiert destul. După cum v-am spus, am pus și lămâie, am stors și zeamă. Așa are un gust mult mai bun de lămâie. Bine. O preferință de aia. Acum o să punem stocul peste restul de sos. O voi mai lăsa puțin pe foc. Între timp sare, piper alb. Voi mai lăsa puțin, mărar și ăla-i, e gata. Acum vom tăia mărarul pentru sos. Acum în sos cu nebunul. Desigur, acum trebuie să și gustăm sosul. Foarte bun. Se simte și gustul de lămâie, se simte gustul de pește, perfect. Acum vom tăi peștele aproape de final, dar nu înainte de a căli puțin, de a-i trage în ulei de măsline. Lăsăm să le iasă să se strigă. Mai pun ulei. O puțină sare. Puțin piper. Două de măsline bine pe mâini. Am dat piper. Și acum, în aceeași tigaie, o să prăjesc și peștele. Îmi doresc să fie foarte crocant. Apăsând pe el, rămâne cu tot. Nu se ondulează. Am pus soarea și piperul. We'll be right back.
Acum vom monta. Vedeta noastră, spuma de șofran. Și asta a fost. Aceasta a fost nebunia de astăzi. Am terminat. Așa că acum hai să și gustăm, să vedem cine a ieșit. Să vedem, e bun, nu e bun. Hai să distrugem nebunia asta. Se pare și rău să o distrug. Este le-ai făcut. Nu mai gândesc. Dacă e bun. O spun imediat. Hai să vedem și spuma noastră. Ce ai gustul cu spuma? De fapt nu e bun. Chiar nu e bun. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă ți-a plăcut, nu uita un mare like, subscribe și share. Nu uita să intri și pe pagina mea de Facebook, pe pagina mea de Instagram, unde poți să dai și acolo follow. Așa că nu uita. Like, share, subscribe, follow. Pa!